Conflictul s-a escat pe această terasă. Localul era încă deschis când tinerii s-au încăierat. Alături este o secție de poliție. Cu toate acestea, grupul operativ de intervenție a ajuns la fața locului abia pe la miezul nopții. Am auzit că a fost o bătaie între studenți dintre două facultăți. Poate ce dată un student? La vreo 10. Ceva, mulți studenți alergau. Tânărul care a decedat învăța la două facultăți. Tatăl băiatului spune că acesta, împreună cu alți colegi, se ducea la o petrecere. În apropierea căminului au fost atacați de cel puțin 15 tineri aflați în stare de ebrietate. Tânărul care suferea de inimă a încercat să fugă, însă a fost prins. Și numai cum a ieșit din obșejet, a trecut o casă acolo și a ieșit. Băieții și eu ieșit toți, că erau 15-20, nu știu cât. Și erau 7-8 băieți și n-au putut, nici n-au putut să-l ajute cu nică, nu văd că tăți prin eu. Eu înconjurat și tăți prin eu. Da, la învățătură și ies că l-a duc acasă în Sacreu. Nu este pentru prima dată când au loc astfel de bătăi în preajma căminului, spune rectorul Universității Agrare, Gheorghe Cimpoieș. Asta s-a mai întâmplat și mai înainte, între localnici și studenți se întâmpla mai des. Deși a auzit țipete, persoana de serviciu din cămin nu a intervenit. Au auzit că se răcâneau pe afară, dar nu a ieșit că era închis cămin. Dacă studenți bieți sau bătut, îi dau afară din Universitate, ori din cămin. Tinerii care au participat la bătaie nu au fost prea vorbăreți. Pasiniac, vă tot mi-au ucesc? Eu știu, ударele pe căridorul locțion. Și tot ce-ți prezăși la mădăși? Poliția a reținut 6 persoane bănuite de omor. Oamenii legii nu au precizat dacă aceștia sunt studenți.